că tineretul te iubește foarte mult. Muzică ușoară, pop, muzic, cu niște orchestrații fenomenale. Mulțumesc, Mihnuțu! Așa, o piesă de muzică etno, populare, etno-stilizat, ceva super. Și trei colinde, cântece de Crăciun, împreună cu copiii mei de la Nostalgia, cu care voi veni. Clar, da, venim să vă colindăm. Dar toate acestea, mai ai timp să și gătești? Nu. N-are, nu. Am înțeles. Mi-a plăcut Nătălița. Intrase așa în verbă. Zice, se pregătea acum și eu să-i spun, vai, dar știi cum? Vreau să te întreb, voiam să te întreb ce gătești. Pentru că ții. Cății? Am bine și așa. Păi stai, n-ai înțeles, mâncarea lor este mai bună. Vin sărbătorile. Eu mănânc ei dacă nu mănânc eu. Vin așa. Sărbătorile, concerte, evenimente multe, programate, multe, nu? Peste tot în țară multe sau și în străinătate? Multe și sunt fericită că sunt solicitată. Străinătate cred că mai repede de februarie nu plec. Da, în curând voi pleca în vacanță. Trei zile. Unde? Unde, da. Locul meu preferat. Viera! Acolo face cel mai mult, da, acolo te încarci. La Târgu de Crăciun, la Târgu de Crăciun. Da. E da. Super locul ăla. Pentru că mor. Este super. Și mi s-a făcut o surpriză. Mi-am dorit foarte tare să ajung la opera din Viena și eu nu să... să vizitez, pentru că n-am fost niciodată și îmi doresc lucrul ăsta. Și prietenii mei au luat pe 2 decembrie, chiar atunci când ajungem, spectacolul Dom Pasquale la Opera Riviera. Abia aștept! Mira, cum sincer, meriți și tu la cât muncești, la cât stai în studio. Dar eu vreau să spun o chestie. Nu sunt obosită, munca asta pe mine mă ține vie. Îmi place să fac, dacă la mine nu sună telefonul, eu sunt un om bolnav. Eu trebuie să am telefonul toată ziua. Activitate, nu? Da, nu, și sunt fericită că am cu cine să stea căței mei. Au, vorbim și de mamele, de mamele și adoptive. Știi care e chestia? Că de 2 ani de zile, de când am cântat în colectiv, da. Acolo s-a tras așa cu piciorul cu băieții de la discoteca. Paul, îți mulțumesc foarte tare că ai avut încredere în mine și în general în generația noastră, știi? La Electric Castle la astăvară, am mai fost în niște cluburi împreună cu Paul și cu la spectacole, da, sunt bucuroasă de toate chestiile tare. Astea. Adică, de generația asta frumoasă pe care eu întotdeauna am iubit-o și n-am hulit-o, pe, știi cum fac unii anumiți la vârsta mea. Tocmai de-aia te și iubește, Mirabela. Ei, nu, ei simt chestia asta. Că cine zice că nu se simte că atunci când ai încredere niște oameni... Dar cred că e oameni, pentru tine, ca tineretul, să-ți cânte hiturile tale. Toate! Toate, nu așa? Toate se cânte, nici nu trebuia să mai știu eu textele, pentru că a fost superb. Am văzut filmul și fost mi se pare incredibil, da? Și sunt bucuroasă, sunt fericită, sunt încărcată, sunt... aș vrea ca acest an 2017 să nu treacă. A fost plin. Plin de lucruri foarte frumoase. Eu nu zic neapărat de lucruri materiale, că nu la asta mă gândesc. Alea contează pentru că eu din asta exist. Există lucruri pe care ți le mai dorești acum pentru 2018? Să fiu sănătoasă, este singur. O să zic că ipocrită asta. Nu, atât îmi doresc. Vreau să fiu sănătoasă, că dacă eu sunt sănătoasă, corect. În primul rând aici... Sănătate, așa este. Corect. Nu. Vreau să fiu, știi, la ce folosesc banii și mărețile și bogățile dacă nu ești sănătos? Nu, la nimic. Corect. Știi? Așa e. Eu sunt un om care am grijă de mine, recunosc. Cât de zăpăcită și zăpăzând, eu am grijă de mine. E farmecul tău. Eu am grijă de mine. Mă duc la doctor, fac controle, am pe prietenul meu Andrei, care e medicul meu, el și Monica au grijă de sănătatea mea. Ce să zic, că în fiecare zi Andrei mă are grijă să mă sună. Ți-ai luat glicemia! Ți-ai luat tensiunea! Ca o babă de-aia, știi, îmi face. Dar sunt bucuroasă și care grijă de mine. Monica, la fel. Sunt doi oameni care au grijă de mine. Tot timpul mă întreabă cum e, cum e. Îmi țin tratamentul. Nătălițu, ești nerăbdătoare să plec? Nu, eu sunt foarte atentă. Și vreau să vin la voi să cânt. Raluca e foarte tăcută.
Eu pe eu vă ascult, doamnă. Dacă vrei să îmi aduceam aminte, Mira, când am intrat, am auzit, da, da. Dar nu, nu, te Mira, îmi aduceam aminte când vorbeai că am intrat în casa ta și când mi-ai făcut turul casei. Ai o casă superbă și mi-am acum aminte de toate locurile frumoase pe care... Da, este o căsuță. După sufletul meu, ea mă reprezint. Este așa cum mi-am dorit. O căsuță mică în care se intre... Știi că dacă eu invit mai mulți... Așa. Să știu o chestie, că dacă vin mai mulți prieteni la mine, n-am unde să-i culc, că nu sunt atâta camere. Dar ți-ai făcut o casă după... Mai mult de doi, la unde să doarmă. Cred că cel mai important e pentru un artist, după ce aleargă, după ce se duce la toate concertele, prin țară, vine... Măi, eu nu sunt un exemplu. Să te duci acasă, să te simți bine. Eu nu sunt un exemplu, eu această căsuță mi-am făcut-o la o anumită vârstă. Nu, eu nu sunt persoana să strângă bani. Taică mi avea o vorbă minunată. Tată, ai grijă de mai târziu. Pune deoparte ceva pentru Doamne ferește. Și da, încă nu m-am gândit la Doamne ferește, așa că încă nu mă începe să... Te rog frumos, ești cheltuitoare de fel, să înțelegem. Iete așa. Iete așa. Uite așa sunt pantelele. Între degete, nu? Iete așa, iete așa. Te duc bani. Așa mă duc. Acum de la Viena vei aduce din nou un magnet de frigider, dacă știu că tu ești colecționar. Normal, mai am, dar trebuie să văd dacă mai e... De astfel de... Da, 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 10, că nu mai am unde să-i pun. Asta e tragedia. Am fost la Barcelona pentru prima oară în viața mea. Parcă n-am mai fost la voi de mult. Nu, n-ai mai fost, pentru că ai avut treaba, ai înregistrat piese. Am fost la Barcelona. Foarte frumos. Am fost, am avut grijă super să mă duc și la, în Italia. Am fost în Grecia. Plimbăreată, Mira. Plimbăreată. Am fost, da, da, mă, câte trei zile între, da, așa, între registrări și filmări. Ne uite că nu ne ducem. Când avem n-avem timp. Voie, nu te duci, pleci. Plec, da, corect. Te rog, corect, n-ai da voie să te duci, pleci. Mira, îți mulțumim foarte mult. Tu mai ține, mă ține, vorba să nu mai mănânc asta. Da, te rog, platoul este al tău. Îți mulțumim din suflet că ai venit alături de noi. Mulțumim foarte mult și șefului Mircea Gheorghe. Și te mai așteptăm, ai promis că vii cu ceva dulce data viitoare, nu te uităm, da? Bineînțeles. Notă, Mira, te rog frumos, notă.